Fostul ministru de externe Cristian Diaconescu este invitatul nostru la această oră. Domnule Diaconescu, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru disponibilitate. Bună ziua. E doar o chestiune de nuanțe aici. Cum ar trebui interpretată această... Sau e, de fapt, o revenire a Casei Albe asupra a ceea ce a spus Joe Biden în discursul său din Polonia? Este evident că, din punct de vedere al Statelor Unite, direcțiile de acțiune și răspuns la criza din Ucraina, inclusiv cele comunicaționale, sunt cât se poate de clare și consecvente. Biden este revoltat ca șef de stat, este revoltat ca om în legătură cu ce se întâmplă și cum este condusă această agresiune împotriva Ucrainei. Oameni nevinovați își pierd viața, nu orice ține în retorica publică, chiar și a unor șefi de stat, numai de contextualizarea strategică sau de aspectele care țin de elemente reci, concrete, directe. Din punct de vedere al Statelor Unite, în mod evident, o națiune democratică clară, nu poate exista o altă voință decât cea a poporului rus în legătură cu felul în care este condus Federația Rusă. Deci, din acest punct de vedere, acest tip de diversiune a se încerca dinspre Federația Rusă să se mute discuția spre o cu totul altă temă în timp ce casele civililor sunt bombardate, mi se pare doar un exercițiu de comunicare și atât. Casa Albă a simțit nevoia să facă aceste precizări prin vocea lui Antony Blinken? Era cazul? Da, pentru că, în mod categoric, ceea ce a spus Blinken reflectă și ceea ce gândește președintele Biden. Sigur, și europenii au avut oarește rezerve și poziționări din această perspectivă. Cred că situația este depășită și se poate să discutăm și de alte subiecte. Haideți să vedem care ar fi rolul Turciei, domnule Diaconescu, în această poveste a negocierilor. E un loc bun? E corectă masa lui Erdogan pentru această posibilă așezare față în față a celor două delegații, Rusia-Ucraina? Turcia, trebuie aici făcut o precizare, casta diplomatică, educația din punctul de vedere al sistemului de relaționare internațional al Turciei este unul din cele mai bune din lume. Deci, din această perspectivă, Turcia a construit în legătură cu această criză o ambiguitate extrem de interesantă. Deci, pe de o parte, a condamnat ca întreaga comunitate internațională agresiunea împotriva Ucrainei. Deci, din punct de vedere al poziției de fond, nu există niciun fel de dubiu în legătură cu atitudinea Ankarei. Pe de altă parte, sunt o serie de elemente pe care Turcia le folosește astăzi și președintele Erdogan mai ales în ideea de a folosi totuși pârghile de influență pe care le are asupra lui Vladimir Putin într-un sens pozitiv, într-un sens constructiv, în sensul de a genera dialog și nu confruntare. Turcia primește 5 milioane de turiști ruși în fiecare an. Turcia, prin coridorul de energie Gazprom, gestionat de Gazprom, prin coridorul Turk Stream, primește 40% din energia de care are nevoie. Deci există o condiționalitate reciprocă din acest punct de vedere. Argument foarte bun în contextul în care îți folosești diplomația și relațiile internaționale de o manieră constructivă, așa cum face Turcia. Observați, practic, faptul că în acest moment de tensiune maximă, când animozitățile sunt foarte mari și sunt exprimate public, chiar la nivelul liderilor mondiali, pare să că doar Turcia reușește cât de cât să aducă Federația Rusă la masa dialogului, pentru că, din păcate, nu avem încă o negociere propriu-zisă de substanță pe baza unei agende conveniente. Cât de departe suntem de un posibil armistițiu, să-i spunem, în ceea ce privește o încetare a focului pentru a decurge, de fapt, acest dialog? Un armistițiu care să preceadă o înțelegere de fond, de substanță, din păcate nu o văd posibilă în perioadă scurtă de timp, dar a se conveni pe câteva puncte, cum iată, deja Ucraina vorbește de propria neutralitate, se vorbește de recunoașterea limbilor etnice în Ucraina, o temă sensibilă de ani de zile, nu este numai de astăzi. Pe de altă parte, sunt zone din care armata rusă s-a retras, nu a mai exercitat presiune militară,
pot fi, repet, pot fi semnale bune, interesante, pozitive, dar, repet, aș fi extrem de rezervat în legătură cu un orizont optimist pe o perioadă scurtă de timp. Cât de important este acest mesaj pe care ați pomenit mai devreme de ce spunea Volodymyr Zelensky în legătură cu limbile popoarelor vecine? Cât de important este faptul că a arătat această deschidere, să-i spunem, vis-a-vis de această problemă punctuală, domnul Diaconescu? Depinde în ce măsură va fi folosită politic de Federația Rusă, pentru că în egală măsură Moscova anunță ideea referendumurilor în zonele care și-ar dori autonomia, de fapt în zone secesioniste. Aceste regiuni nu vor fi și Putin nu intenționează să le alipească la Federația Rusă, să fie clar. Aceste zone însă urmează ar dobândi un anume tip de drept de veto în legătură cu politicile fundamentale ale Ucrainei, în special politica externă, adică verificarea dacă Kievul ar mai dori într-o perioadă de timp să intre în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Ei bine, felul în care acest argument, care sigur este logic în ideea de a lăsa identitatea culturală etnică să se exprime în Ucraina, dar este instrumentat din punct de vedere politic și strategic împotriva intereselor Ucrainei, e, aici este problema în litigiu. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și această analiză, Cristian Diaconescu, fostul ministru de externe.